FC Viitorul și UTA Arad deschid vineri după amiaza seria meciurilor din play-out-ul Ligii 1 la fotbal. Confruntarea se anunță una foarte interesantă, mai ales că, potrivit regulamentului, s-a renunțat la ideea disputării meciurilor în sistem tur-retur în favoarea confruntărilor într-o singură manșă. Dacă ardelenii au luptat până spre final pentru calificarea în play-off, formația de pe litoral este în cădere liberă de la începutul acestui an, motiv pentru care și-a schimbat deja doi antrenori pe banca tehnică. De altfel, constanțenii au numai puțin de 6 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, ceea ce a determinat să ajungă acum pe loc de baraj. În precedentele două confruntări dintre UTA și Viitorul s-au consemnat două rezultate de egalitate, astfel că este de așteptat ca micile detalii să facă diferența. Este într-adevăr un nou campionat, un campionat, așa cum am spus-o, de foc. Primul meci la Arad, care este o finală, așa cum sunt toate aceste meciuri. Întâlnim o echipă care a devenit una puternică a campionatului nostru, foarte bine pregătită și foarte bine organizată, așa că va trebui să avem o tactică anume și să putem să contracarăm acest joc, jocul lor, și să ne creăm situații de a marca și să încercăm să câștigăm meciul, pentru că este foarte important, acum foarte importante sunt punctele. Va fi o deplasare foarte grea, dar mâine va începe un nou campionat, este totul diferit, acum trebuie să uităm tot ce a fost și să încercăm să scoatem un rezultat pozitiv, adică o victorie, pentru că ne-a lipsit foarte mult, am pierdut multe meciuri și am făcut multe egaluri și nu ne mai permitem să facem greșeli. Înaintea partidei de debut a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, UTA Arad se află pe locul 9 cu 19 puncte, în timp ce Viitorul împărțea poziția 12-a cu FC Voluntari, ambele cu câte 16 puncte. UTA Arad, FC Viitorul, contând pentru prima etapă a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, se joacă vineri după amiază cu începere de la ora 17:30.